Pe 9 martie va fi marcat Ziua Deținuților Politici anticomuniști din perioada 1944-1989. Memorialul Închisoarea Pitești va organiza mai multe evenimente. Ziua va începe cu o slujbă dedicată victimelor regimului comunist între orele 8 și 10.30. Sfânta Liturghie și Parastas pentru Adormiți în Paraclisul Înălțarea Domnului aflat în Camera 4 Spital din interiorul Memorialului Închisoarea Pitești la ora 11 tot la memorialul închisoarea Pitești va avea loc vernisajul expoziției mărturisitori din temnițele comuniste, realizată de artista Aida Șușter-Boțan, ce va fi prezentă la eveniment. Expoziția se concentrează pe portretele unor personalități încarcerate la închisoarea din Pitești în perioada comunistă și ale unor supraviețuitori cunoscuței detenției politice care, de-a lungul timpului, au vorbit public despre închisoarea de la Pitești și despre severitatea regimului de detenție. Acești martori valoroși ai istoriei recente sunt mărturi istoria atât prin curajul de a se opune regimului, dar și prin adâncimea lor spirituală. Cu ocazia acestei zile deosebite, vizitarea memorialului va fi gratuită între orele 11-18. Librăria Manuscris vă va aștepta cu promoții speciale disponibile doar în ziua evenimentului. Comemorarea deținuților politici anticomuniști în ziua Sfinților 40 de mucenici a fost stabilită de Parlamentul României prin legea 247 din 5 a 12 a 2011.